Inedit derby al suferinței astăzi în Ștefan cel Mare, într-unul dintre cele mai importante meciuri din etapa 8-a a diviziei A. Suntem Bogdan Tomulică și Bogdan Cosmescu și vă invităm să urmăriți în direct pe TVR1 Dinamo FC Brașov, o partidă la care asistă oarecum surprinzător cel mult 3000 de spectatori. Cele două formații par însă în convalescență după ce au câștigat etapa trecută, Dinamo 2-0 la Bacău, iar Brașovul a obținut primul succes al sezonului, un categoric 4-1 cu Apulum. Din echipa gazdă lipsesc însă astăzi Iordache, Semeghin și Goian, fotbaliștii implicați în accidentul rutier de la Pitești. Într-adevăr, această săptămână de după victoriile care ar trebui să anunțe revirimentul celor două formații ar fi trebuit să fie liniștită. Această liniște a fost însă tulburată de accidentul în care au fost implicați fotbaliștii din Amobiști într-o parte și de ceva probleme financiare cu directorul executiv Romeo Pașcu în prim plan în cealaltă tabără. Vom vedea în această seară cum au trecut cele două echipe peste evenimentele din această săptămână și cum vor continua ceea ce pare să fi început etapa trecută, renașterea. Să vedem acum cele două formații care iată au intrat pe teren. Oaspeții FC Brașov în poartă cu Dosei numărul 12, apoi jucători de câmp 6, Bodea 4, Bogdan Nicolae 3, Sărmășan 9, Brujan 18, Dani 25, Pârvu 5, Miclăuș 10, Ghindaru 24, Surdu 17, Buga pe banca de rezerve, portarul Marc și jucătorii de câmp Cheța, Sadmar, Balin, Cocan, Stângă și Dăscălescu, antrenor Gabi Stan. De partea cealaltă, Dinamo în poartă cu numărul 12, Gaev, apoi jucători de câmp 14, Galamaz 21, Badea 6, Alistar 15, Irinia 26, Mărgăritescu 25, Tameș 20, Grigorie 8, Petre, Florentin 9, Claudiu Niculescu 10, Dănciulescu. Pe banca de rezerve, portarul Munteanu cu numărul 23 și jucătorii de câmp 5, Ciobotariu 27, Bălan 17, Naidin 7, Șerban, Denis Șerban, 18, Vlad Munteanu și 29, Bălțoi, antrenor Ion Andone, arbitrează Marian Salomir din Cluj, ajutat de asistenții Iliescu și Buzărnescu. Brașovul într-un echipament galben-negru, Dinamo în alb, surprinde oarecum faptul că este titular și astăzi, Claudiu Niculescu. S-a scris, s-a spus că Bălțoi, după ce a reușit să înscrie primul gol al victoriei dinamoviste de la Bacău, va începe astăzi în primul 11. Pentru aceste momente importante ale meciului, o lovitură liberă pe care se pregătește să o execute Claudiu Niculescu. Au câțiva șutori foarte buni cei de la Dinamo. Să vedem pe Niculescu ce va face în această fază din minutul 8. Claudiu Niculescu, șut spre poarta lui Dosei, peste poartă. S-a plasat foarte lateral Dosei la această fază, invitându-l practic pe Niculescu să șuteze pe acel colț. Mingea a trecut însă peste. Are ceva probleme portarul brașoven cu plasamentul la lovituri libere, iar un al doilea defect care i s-a reproșat a fost în lipsa de pris. De multe ori a scăpat tot Claudiu Niculescu, se pregătește să execute lovitura liberă, de data asta este mult mai aproape de poarta lui Dosei. Din nou iată-l pe Dosei plasându-se undeva mult în stânga, lasă toată partea din dreapta porții libere, parcă invitându-l pe Claudiu Niculescu să trimită acolo. Marian Salomir are ceva probleme cu zidul brașovean. Nu ar fi de minere ca Marian Salomir să mai arate un cartonaș galben. N-o face, șut al lui Claudiu Niculescu pe lângă poartă. Claudiu Niculescu a reușit să înscrie de 3 ori împotriva Brașovului în meciurile pe care le-a jucat pentru Dinamo. Ultima oară sezonul trecut în victoria cu 4-3 a dinamoviștilor, chiar sub tânță. Foarte bine, primește pe partea stângă Florentin Petre. Florentin Petre pătrunde. Pasează. Tameș, șut spre poarta lui Dosei, reține Dosei. Interesant este faptul că până acum Irimia și Florentin Petre urcă destul de rar în sprijinul atacului. Este motivul pentru care Brujan, spre exemplu, fundașul, omul de bandă dreaptă, care nu reușesc foarte bine să îndeplinească conceptul modern de formație scurtă. Sunt spații foarte mari de manevră, iată-i și acum pe brașoveni, prin Surdu. Surdu își închide unghiul, își face mingea pe piciorul stâng, dar reușește o contraperformanță, să lovește așa balonul. Într-o asemenea poziție, sigur, unghiul nu era tocmai favorabil pentru a marca. Gaev se afla pe scurt pentru a închide, dar execuția lui Surdu
Și încă o dată Bogdan s-a demonstrat vulnerabilitatea liniei defensive dinamovist. Rar am văzut în ultima vreme în fotbalul modern echipe întinse pe asemenea distanță. Repet, sunt spații foarte mari. De fază de poartă însă. Șutul lui Irimia, alături. Au încercat destul de des poarta de la distanță jucătorii dinamoviști. A fost o minge filtrată de Claudiu Niculescu, care a părut o clipă tentat să încerce să obțină o lovitură de la 11 metri. Cei de la FC Brașov este blocat de Ghindaru Mărgăritescu. Stilul lui Gabriel Stan de a aglomera foarte mult jocul în preajma propriului careu de 16 metri. Vedem pe Buga plecând pe contraatac și din nou mare suspans la poarta lui gol! Vasile Ghindaru, mare suspans, vreau să zic, la poarta lui Gaev, din nou debandată totală în defensiva dinamovistă. Și Vasile Ghindaru înscrie în minutul 34 în șoseaua Ștefan cel Mare. Dinamo FC Brașov 0-1, al patrulea gol consecutiv pentru Vasile Ghindaru. Iată, doi jucători erau. Fază lucrată din nou de Buga, considerată de mulți cel mai important om al lui FC Brașov. Buga a scos din joc doi fotbaliști dinamoviști. L-am avut în prim plan pe antrenorul Ion Andone, din ce în ce mai îngrijorat. Andone spunea săptămâna aceasta, Dinamo nu stă în Andone și nici Andone nu depinde de Dinamo. Când nu o să mai am sprijinul conducerii și nu o să mai pot face față situației, o să mă dau la o parte. Florentin Petre, o pasă frumoasă cu călcâiul. Să vedem dacă Florentin Petre va apărea mai mult la construcție acum după ce în debutul partidei, două șanse pe care le-a irosit. Să vedem ce soluție va alege Florentin Petre. Zid brașovean din 5 jucători. Sunt 6 dinamoviști în suprafața de pedeapsa Brașovului. Din nou probleme cu zidul pentru Marian Salomir. Niciunul dintre jucătorii lui Gavi Stan nu se mai află în afara careului propriu. Florentin Petre, șut spre poarta lui Dosei și intervenție foarte bună a portarului brașovean. A plasat bine Florentin Petre, însă șutul lui i-a lipsit un pic tăria. Pare să fie o schemă pe care o încearcă Dosei prin această plasare pe colțul opus. Practic îi determină pe adversari să șuteze pe colțul unde speră el are timp să ajungă. E o schemă riscantă pentru că mai sunt și artiști care îi pot plasa balonul. Dacă dinamoviste, Tameș însă nu a reușit să controleze acea minge. Din nou pentru Tameș. Fenta lui Tameș în fața lui Pârv. Se insinuează în careu și șutează alături Dănciulescu. Ocazie bună de egalare pentru Dinamo în acest minut 44. Cred că a fost cea mai mare ocazie a dinamoviștilor în această partidă. Iată-l pe Dănciulescu, bine plasat, însă a trimis mingea pe lângă poartă. A fost un pic ținut Dănciulescu aici de Sărmășan. O fază care cu siguranță va fi discutată în emisiunea Minutul 91, care continuă în pauză și apoi era unul dintre mari ghinioniști ai diviziei. Ratat din orice poziție, în orice situație, în orice meci, indiferent de importanța lui. În acest moment se încheie prima repriză, rezultat mai mult decât surprinzător în Ștefan cel Mare, 1-0 pentru oaspeți. Gol marcat de Ghindaru pe durata pauzei, legătura în studio, unde veți putea urmări rezumatele meciurilor disputate ieri și alaltăieri în etapa 8-a a diviziei. Revenim în legătură directă cu stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare, unde repriza a doua a meciului Dinamo FC Brașov a început de câteva zeci de secunde, perioada în care Dinamo a ratat o mare ocazie de egalare prin Claudiu Niculescu. Este 1-0 pentru oaspeți, gol reușit de Ghindaru în minutul 34, la pauză nu s-au făcut schimbări, noutatea este că plouă mocănește, plouă destul de persistent.
ceea ce s-ar putea să îngreuneze și mai mult misiunea echipei gazdă de a construi acțiuni coerente. Dinamo a început parcă mai hotărât această repriză secundă. S-au aflat jucătorii lui Andone încă de la fluierul centralului Marian Salomir în jumătatea de teren a oaspeților. Tameș, Grigorie, Florentin Petre, Niculescu și Dănciulescu. De partea cealaltă, brașovenii în galben-negru cu Dosei, Bodea, Nicolae, Sărmășan, Brujan, Dani. O minge care izbește bara transversală. Faza rămâne extrem de periculoasă. Grigorie este cel care a trimis în bară. Restul echipei brașovene, Pârvu, Ghindaru, Surdu, Buga și Stângă. Ce ocazie, da. Ce șansă au ratat dinamoviștii. A doua din acest debut de partid de repriză secundă este minutul 50. Dosei a avut câteva intervenții bune în prima repriză, dar putem spune că acum a avut o mare șansă în partea a doua a jocului. Grigorie încă nu a reușit să marcheze pentru Dinamo în acest sezon. Pentru Dinamo urmează extrem de dificilul meci cu Partizan Belgrad, după care în campionat bucureștenii se vor deplasa la Timișoara. FC Brașov primește etapa viitoare pe teren propriu, replica Universității Craiova. Iată-l acum pe Tameș, pasându-i lui Grigorie, din nou Tameș, sprintează Irimia, iese și reține Dosei. Slab sunt doar cei de la Politehnica Iași, care au -7 și se află pe ultimul loc. Încă o acțiune periculoasă putea să fie la poarta lui Dosei, șutul însă trece pe lângă poartă, șutul lui Florentin Petre. Singurul care pare că în prima repriză a încercat să mai accelereze ceva în jocul dinamovistic. El a apărut însă destul de rar în acțiunile de atac ale lui Dinamo, pentru că a fost foarte ocupat cu Brujan. Brujan a fost ofensiv, probabil pe Florentin Petre. Lângă minge sunt Petre și Claudiu Niculescu. Așteaptă fluierul meu, îi spune Salomir lui Claudiu Niculescu. Sezonul trecut Niculescu marca goluri spectaculoase din asemenea faze fixe. Să vedem de data aceasta cum se va poziționa Dosei. Tot Niculescu este cel care va executa. Din nou Dosei plasat pe colțul lung, firesc acum o poziție ceva mai centrală a portarului ganez, Claudiu Niculescu, agitație mare în zidul brașovean. Moment important al acestei reprize, suntem în minutul 8 al părții a doua. Claudiu Niculescu, gol senzațional marcat de Claudiu Niculescu. 1-1, execuție formidabilă a lui Claudiu Niculescu. De mult n-am văzut o minge care să se ducă drept în vintul, așa cum s-a întâmplat în cazul acestei lovituri libere. A reușit atacantul lui Dinamo din a treia încercare să-l învingă pe portarul Dosei. De două ori a trimis pe lângă poartă, acum l-a executat pur și simplu sumar pe Dosei, marcând al doilea gol al său în acest campionat. 80 de goluri a înscris în 157 de meciuri în divizia Claudiu Niculescu. Este al patrulea gol pe care Claudiu Niculescu îl marchează împotriva lui FC Brașov în ultimii ani. Marian Salomir are probleme cu Andone. Nu știu de ce protestează Andone. Indiscutabil, Andone este nervos, echipa sa nu merge deloc bine în acest început de campionat. Este însă o egalare care a venit la timp, adică repede înainte ca dinamoviștii să intre în criză. O minge recuperată foarte bine de Mărgăritescu. Și suporterii par să fi revenit la sentimente mai bune. A fost o liniște teribilă în prima repriză, o liniște neobișnuită pentru stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare. Dar abia acum par să se mai fi înviorat suporterii albroșii. Bine, liniștea a fost punctată deseori de huiduieli la adresa favoriților în momentele în care aceștia făceau anumite greșeli. Erau momente în care spuneai că ești într-un muzeu. Irimia, centrare în fața porții. Balonul a fost respins de defensiva brașoveană. Se luptă Ciobotariu, câștigă Badea. Florentin Petre minge la Tameș, are spațiu Tameș, pasează la Florentin Petre și Dănciulescu a fost la pas de gol.
Grigorie înscrie pentru 2-1. În numai 2 minute și jumătate, Dinamo întoarce rezultatul aici în șoseaua Ștefan cel Mare. O fază cursivă a echipei lui Andone, plecată de la Florentin Petre, a trecut la Tameș, a trimis spre poartă Dănciulescu, dosea respins și Grigorie nu a mai avut altceva de făcut decât să împingă balonul în poartă de la 2-3 metri. Dacă ar fi ratat, așa cum s-au mai văzut cazuri, ar fi fost chiar prea de tot pentru formația gazdă. A fost și o intervenție ratată a lui Bogdan Nicolae, care ar fi putut să respingă din fața lui Grigorie. Dosei și-a făcut treaba. Bogdan Nicolae, acesta este momentul, luftează. Și Dinamo conduce cu 2-1. Lucrurile reintră normal aici în șoseaua Ștefan cel Mare. Reamintim, Brașovul așteaptă o victorie pe stadionul Dinamo din 1966, iar ultimul egal a fost în 1972. În jocul Brașovului, Buga este ceva mai avansat acum, după ce echipa gazdă conduce cu 2-1. Pasa lui Florentin Petre, încearcă cu călcâiul Claudiu Niculescu, acțiunea rămâne periculoasă. Lovitură de la 11 metri la o ezitare incredibilă a lui Sărmășantă. Nu, Brujean a fost cel care luftează în propriul careu și apoi îl faultează pe Claudiu Niculescu. Dinamo are ocazia să încheie practic conturile în acest meci, în minutul 14 al reprizei a doua. Dinamo a iuțit, este foarte clar, ritmul în această parte a doua jocului, însă defensiva Brașovului, extrem de bine pusă la punct în prima repriză, s-a clătinat de nenumărate ori și iată acum Brujean a produs un 11 metri, un 11 metri care va fi executat de Dănciulescu, golgheterul dinamoviștilor. Deja vreau să spun înainte de această fază, tactica defensivă gândită de Gabi Stan nu mai are niciun rol, niciun folos. Cred că după acest penalti, Brașovul, dacă mai vrea să facă ceva, trebuie să atace. Dănciulescu, 3-1 pentru Dinamo. 15 minute pentru 3 goluri în favoarea albroșilor. Dinamo marchează în 15 minute mai multe goluri decât a făcut-o în 3 partide până acum, 3 partide și o repriză până acum în acest campionat pe teren propriu. Brașov, 128 de goluri marcate pentru Ionel Dănciulescu în divizia. În divizia B la Unirea Focșani. A fost unul dintre cei mai siguri oameni al lui Dinamo în acel meci de pe Old Trafford, în Teatrul Viselor. O nouă ocazie importantă! O nouă ocazie importantă pentru Dinamo. Ratarea lui Dănciulescu, autorul golului 3. Burger, trăiască berea! 3 goluri a marcat până acum Dănciulescu în acest campionat pentru Dinamo. Poziție ideală. Dosei nu avea nicio șansă, însă Dănciulescu a șutat pe lângă. Iată-l pe Ghindar. Minutul 75 al acestei întâlniri, o primă acțiune bună a lui Bălțoi. Iese acolo Dosei, încearcă să blocheze, central se duce undeva în spate pentru șutul lui Irimia. Prinde Dosei. Niculescu s-a împăcat și el definitiv în acest gol cu galeria, care l-a contestat în câteva meciuri mai slabe pe care le-a făcut în acest sezon pentru Dinamo. Din nou pericol imens la poarta lui Dosei și o ratare uriașă a lui Bălțoi. Este total debusolată defensiva lui Gabriel Stan. Câtă diferență între cum s-a așezat în prima repriză în spate această formație brașoveană și cum a făcut-o în această parte a doua jocului. Vorbeai de golul lui Claudiu Niculescu, probabil el a răsturnat în principal
soarta acestui joc. Finalul brașovenii au căzut total. Iată-l pe Dănciulescu, în spatele său se află Bori. Florentin Petre, pasă foarte bună, Tameș trimite spre poartă, apare acolo Florin Pârgu și scoate din fața porții goală. O acțiune rapidă al broșilor, însă care nu s-a soldat cu gol pe tabela de marcaj. Andon este nemulțumit, din nou acele găuri în defensiva brașoveană. Andon este nemulțumit și are motive să fie, pentru că în meciul cu Partizan Belgrad, probabil că ocaziile lui Dinamo nu vor mai fi atât de numeroase. Este nevoie de un procentaj mai mare de fructificare. Partea dreaptă a primit de la Dănciulescu, așteaptă în careu Bălțoi, reușesc să respingă brașovenii și va fi lovitură de colț. Să ne aducem aminte, anul trecut, tot în Cupa UEFA, Dinamo a încercat să răstoarne rezultatul de la Moscova, cel 0-4, a avut 3-0 și o ocazie uriașă de a face 4-0, poate altfel s-ar fi scris istoria, însă Marica a ratat atunci și Dinamo a fost eliminată, un șut al lui Florentin Petre, blocat lovitură de la colțul terenului. Și cred că Bode are nevoie de îngrijiri medicale. A fost Dani cel care a recepționat în plin acel șut al lui Florentin Petre. Tot Petre este cel care se pregătește să execute acest corner. O face undeva în marginea careului, probabil că a încercat vreo schemă. A reușit să respingă. O zonă mult prea depărtată. Persistent, rezultat final clar, lumea începe să plece de la stadion și jucătorii par să aștepte momentul ultimului fluier al arbitrului Salomir, momentul în care vor putea scăpa de acest adevărat potop. Dinamo are în acest moment 9 puncte cu acest rezultat și ocupă poziția... Pizan a spus Ghean Andone și iată că Dinamo o obține, probabil o ultimă acțiune a brașovenilor în această întâlnire. O acțiune blocată cu foarte multă ușurință. Mingea este acum la stângă. A recuperat Mărgăritescu și în acest moment partida se încheie. Dinamo învinge pe FC Brașov cu 3-1. Goluri marcate pentru gazde în repriza a doua de Niculescu din lovitură liberă, Grigorie și Dăncescu din penalti. Deschise scorul Ghindaru pentru FC Brașov în prima parte. Încheiem aici această transmisiune. Bogdan Tomulică și Bogdan Cosmescu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, urmează imediat minutul 91 în care vor fi analizate cele mai importante evenimente ale acestei etape. La revedere!